Un alt exemplar excelent, zburător de top, al ediției 1 a Columodromului Internațional Autostrada Soarelui din Fetești. Este masculul din fața noastră, el are seria 510-852 din 2019. Aparține de asemenea fraților Chiranu din Dărmănești, Dâmbovița. Doi tineri crescători de valoare care promit mult, membri în cadrul UCPR. Pasărea aceasta a avut și ea clasări bune și la etapa a fost pot 1 și la 2, unde a venit pe locul 98, la etapele următoare intermediare și a culminat un excelent loc 7, marea finală de la Dărmănești, 440 de kilometri. Ca și origine, tatăl acestui porumbel provine din Italia, din crescătoria tandemului Matei plus Ploscaru. Este un nepot din Olympius, celebru Olympius, un super reproducător cu rezultate bune, îl are și pe Henchi 930 în spate. Cred că porumbei care au obținut locul 11 la Burș din 12.300 de păsări, locul 25 de asemenea la Burș, la Național, din 9.882 de păsări, 69 la Șateroa din 8.202 porumbei. Pe partea mamei găsim o femelă originală din Bulgaria, provenind din crescătoria numai puțin celebrului Dimitar Todorov, binecunoscut atât în Balcan cât și în Europa. Iar pe partea bunicii, din partea mamei, o regăsim pe celebra Chiara 044, o femelă foarte cunoscută, semisoră, cu mai mulți porumbei, cu rezultate excelente atât pe columbodrame, în special la Mira în anii 2012-2011, păsări excelente, cu rezultate foarte bune, care au impresionat. Pe partea tatălui revenim acum. Bunicul din partea tatălui este Lucky, un super porumbel care se trage de asemenea din Olympius, după cum spuneam. Este tatălui 089 din 2017, locul 6 azi porumbel, egal cu locul 1 de fapt, pentru că a venit în primul lot de 6, în semifinala de la 285 de kilometri. Locul 15 într-un columbodrom din Ungaria la final, la de 420 de kilometri. De asemenea, rezultate bune și la columbodromul Brașov de la noi în anul 2017. O super origine. Mai îi regăsim printre străbunicii săi pe Henchi 930 de la Brade Iode, o soră cu Miss Hemau de la Carl Friedrich Berta. Un super pedigree, după cum spuneam. Este bine știu faptul că frații Chiranu sunt bun prieteni columbofil și cu cei doi membri ai tandemului Ploscaru plus Matei din Italia, și de unde provin de fapt majoritatea porumbeilor lor. Și rezultatele, în special pe columbodrame în prima fază, dar și pe campionat, sunt din ce în ce mai bune. Numai acum, până la această oră când îl filmăm și pe acest frumos mascul, a avut două păsări în primele 10 locuri în finala columbodromului Autostrada Soarelui. Așadar, în concluzie, o pasăre excelentă, foarte bine clădită fizic, cu mascul plin de forță și energie. Pentru toți cei care ar fi interesați de achiziționarea unor păsări cu care să zboare cu succes în viitor pe columbodrome.